În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, suntem în duminica dinaintea Marelui Praznic a Nașterii Domnului. O duminică în care am ascultat o Evanghelie altfel. Biserica a rânduit spre a fi citită în această zi Evanghelia, cât un capitol, primul capitol al primei cărți a Noului Testament, Evanghelia după Matei. La o primă lectură a acestei Evanghelii, constatăm ceva care pe unii îi descumpănește. Este o Evanghelie care pare obositoare și ciudată, cel puțin în prima parte a ei. Sunt înșiruite 42 de nume vechi, nume evreiești, care parcă n-au nicio legătură cu ce ne interesează pe noi, cei de astăzi. În fapt, lucrurile nu sunt astfel. Evanghelia de astăzi se numește Cartea Neamului lui Iisus sau Genealogia Mântuitorului Iisus Hristos. Există o paralelă a acestei Evanghelii undeva în Vechiul Testament, în prima carte a Vechiului Testament, deci prima a Bibliei, Cartea Facerea, în capitolul al 5-lea avem Cartea Neamului lui Adam. Prin urmare, ce avem astăzi? Cartea neamului noului Adam, sau cum spune Sfântul Apostol Pavel, a lui Adam cel de pe urmă. A lui Adam care l-a mântuit pe Adam cel vechi și pe toți cei care au crezut în noul Adam, pe noi toți creștinii. În Hristos cu toții suntem mântuiți. Adică salvați. Izbăviți. Izbăviți de moartea veșnică. Nu de o moarte trecătoare, ci de moartea veșnică. Trăim vremuri în care cred că s-a mulțit frica de moarte odată cu păcatul. Pentru că frica de moarte are în ea păcatul. Chiar dacă ar fi doar o frică psihologică, tot este ceva care urmează păcatului. Nu mai vorbesc de frica de moarte pe care diavolul o insuflă în cei care au slăbit în credință. Dar să revenim la Evanghelia de astăzi. Evanghelia de astăzi are două părți distincte și complementare. Cum vă spuneam, se numește Genealogia Mântuitorului și răspunde la câteva întrebări fundamentale pentru viața în credință. Cine este Iisus Hristos? Prima întrebare. Care este originea Lui? Unde s-a născut? Și care este scopul acestei nașteri? Cine este Iisus Hristos? Ne spune Evanghelistul Matei că Iisus Hristos este fiul lui David, fiul lui Avram. Este fiul lui Avram și fiul lui David. Avram, după cum știți, a fost ales de Dumnezeu și pregătit pentru a fi părintele multor neamuri. Întru el se vor binecuvânta toate neamurile. El a primit făgăduințele de la Dumnezeu, încât ni se spune că urmașii lui vor fi atât de mulți cât în nisipul mării și cât stelele cerului.
Nisipul mării arată că întru el, binecuvântându-se poporul ales și neamurile prin poporul ales, dintr-o care s-a născut cel care a mântuit lumea, ca nisipul mării, adică aici pe pământ. Dar spune că întru el se vor binecuvânta și se vor înmulți cei care sunt numiți ca stelele cerului, adică cei care trăiesc o viață creștină mântuitoare. Cei care ajung să fie fiii lui Dumnezeu după har. Avraam, nu ni se spune din cine s-a născut el. Pentru că nu e important lucrul acesta, în această Evanghelie. Evanghelistul Matei a scris pentru iudeo-creștini această Evanghelie prima a Noului Testament, prima carte a Bibliei, prima carte a Noului Testament, prima carte a Evanghelielor, celor patru, în care el, în mod apologetic, vorbește despre mântuirea în Hristos, chiar evreilor. Și le spune, iată acesta care va mântui neamul evresc, dacă va crede în el și va mântui întreaga lume, este fiul lui Avraam. Adică fiul după trup al părintelui vostru. Urmează în Evanghelie o înșiruire, cum vă spuneam, de 49 de nume, adică 42 de generații, începând cu Avraam. De la Avraam până la David, marele rege, sunt 14 neamuri. De la marele psalmist și rege David, până la strămutarea în Babilon, sunt 14 neamuri și de la strămutarea în Babilon până la nașterea lui Hristos sunt 14 neamuri. În total, 42 de neamuri. Prima parte, cele 14 neamuri de la Avraam la David, sunt neamuri care trimit la constituirea și organizarea poporului evreu. Întâlnim patriarhii acolo și judecătorii. Celelalte 14 neamuri, de la David la strămutarea în Babilon, este evul regalității evreiești, cu mărirea și decadența acestui neam în frunte cu regii lui. De la strămutarea în Babilon până la nașterea lui Hristos, evreii n-au mai avut templu, n-au mai avut preoție lucrătoare, slujitoare la templu și n-au mai avut țara lor. N-au mai avut capitala țării lor, Ierusalimul. N-au mai putut să aducă jertfe la templu. N-au mai avut rege. Și atunci, această perioadă de vreo 500 și ceva de ani, de la strămutarea în Babilon până la nașterea lui Hristos, este marcată de preoți, precădere, care au slujit poporului în exil. Evanghelistul Matei ne dă o genealogie ciudată. El merge, nu cum se obișnuia, ascendent, ci descendent. Adică nu pleacă de la un om oarecare, căutându-i înaintașii, ca printre ei să găsească un rege, un mare preot, un om deosebit. Și să spună, iată, acesta este descendent din acela. Nu. Evanghelistul Matei merge invers, decât se obișnuia, merge descendent. Merge de la Avraam și coboară până la Hristos, arătând prin aceasta că toată istoria poporului evreu și toată istoria lumii converge spre Hristos, plinirea legii și a prorocilor. De asemenea, el nu urmărește să enumere cronologic
riguros pe înaintașii Mântuitorului, ci împarte pe aceștia în trei triade a câte 14 generații. Trei triade, trei grupe mari de înaintași, care, foarte interesant și aici, majoritatea sunt bărbați, dar nu toți drepți, printre înaintașii, printre părinții după trup sau adoptivi ai Mântuitorului, întâlnim oameni păcătoși, precum Solomon la un moment dat, Manase, Abia, Roboam, dar și drepți, evident, precum Avraam, Isaac și Iacob, adică cel care a primit făgăduințele, fiul făgăduinței, Isaac, și Iacob, care a profețit venirea Împăciuitorului, cel care va aduce pace pe pământ. De aceea, la nașterea Mântuitorului, îngerii au strigat, cântând, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Printre înaintașii Mântuitorului se numără nu doar bărbați, cum se obișnuia, ci și femei. Din 5 femei. 4 dintre ele femei care au dat naștere unor prunci într-un mod atipic, în afara cadrului legal. Spre exemplu, Tamar sau Tamara a dat 2 gemeni, Zara și Fares, 2 gemeni, cu cine credeți că i-a făcut? Cu Iuda. Cine era Iuda? Iuda era tatăl soțului ei, primului soț. Adică cu socrul ei. Și într-un mod foarte abil, ca să nu spun viclean, această Tamara totuși nu este atât de păcătoasă cum s-ar putea crede, dar nu dezvoltă acum. Oricum este o femeie de alt neam decât evrei, este arameancă. Și din punct de vedere moral, repet, discutabil, dar dacă citim cu atenție, este o femeie corectă în principiu. Chiar dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, Iuda este mai vinovată. Tamara, o femeie în genealogia Mântuitorului, străină de neam, o alta, Rahab, aceasta era o desfrânată, se știe, dar o desfrânată care a avut înțelepciune. Prin ea a lucrat Dumnezeu intrarea poporului, ales poporul evreu care venea din Egipt și intra în frunte cu Iosua în Canaan. Această femeie și-a trădat neamul, dar a ajutat acest neam ales. Femeie de moravuri ușoare. Aceasta era Rahab. Rut, o femeie deosebită aceasta, de al neam moabiteancă, care a iubit atât de mult pe mama soțului ei, încât, și în felul acesta și neamul evreiesc, încât a rămas, după ce a rămas văduva, a rămas printre evrei. O femeie deosebită, Rut. În sfârșit, Bathsheba, sau Bathsheba, cine este aceasta? Cea care, într-un mod viclean, pentru că e vinovată și ea, s-a căsătorit cu David, regele, care regele a trimis pe soțul ei, Urie, de Hetit, din neamul hitiților, l-a trimis practic la moarte, pe acest general, Urie, ca să o ia pe nevasta lui, care era frumoasă, și a avut ispita și a căzut în ea David, s-o ia pe Bathsheba. Și a luat-o, dar primul copil care li s-a născut a murit. Și David a plâns mult,
pentru boala copilului. Și apoi s-a născut cu Solomon. Din această căsătorie discutabilă între David și Betșeba, al doilea copil, Solomon, marele rege care a construit templul, care a devenit până la Zorobabel, adică 500 de ani aproximativ, peste 400 de ani. Ei bine, iubiți credincioși, iată cum ne spune Dumnezeu prin aceste nume, dacă citim și Vechiul Testament, că El, Hristos, se naște dintr-un neam care are și drepți și păcătoși, are și evrei și neevrei, pentru că El vine pentru toată lumea, are și bărbați, are și femei. A venit, adică Hristos, Mântuitorul lumii. Ne spune Evanghelia de asemenea că Cel care mântuiește lumea este Fiul omului, este om adevărat, care are certificat de naștere. Certificatul de naștere în vremea aceea, care se păstra în registrele civile din vremea aceea, era această genealogie. Prezentai în registrul stării civile care sunt înaintașii. Și dacă ești din neam de regi, de mare preot, de nobili, știu eu, de oameni deosebiți care au marcat istoria neamului tău. Mântuitorul ne spune că a venit, iată, pentru întreaga lume, ca Mântuitor, a venit și întâi ne spune Matei, arătându-se ca om. Prima parte a Evangheliei, cu înaintaș, foarte bine, pe care îi putem fixa foarte bine în istorie. Dar încheie genealogia și apare a cincea femeie în genealogie. Dar într-un mod total atipic. Îl nominalizează pe Iosif, logodnicul Mariei, din care s-a născut Hristos. La celelalte femei, altfel a fost. Au dat urmași, dar totdeauna se preciza bărbatul cu tare, născut pe cutare, v-am spus, bărbați, printr-o femeie. Aici ni se spune că Iosif, da, Iosif, ultimul bărbat, s-a logodit cu o femeie, cu Maria, din care s-a născut Hristos. Și Maria era fecioară. Spune în continuare lucrul acesta, erau doar logodiți și fără să o fi cunoscut-o pe ea, fără să fie căsătoriți, adică, și fără să cunoască cele ale căsătoriei, ea a născut un băiat, un prunc de parte bărbătească, căruia i-a pus numele Iisus. Cine i-a pus numele Iisus? Mai întâi îngerul, trimis de Dumnezeu. Numele a fost cunoscut de Fecioara Maria. Ea, ni se spune în partea a doua a Evangheliei, a primit vestea că cel care se va naște din ea nu este un om și atât, ci este Dumnezeu om. Adică este Fiul lui Dumnezeu care se întrupează, ia trup din ea, se face om adevărat, rămânând Dumnezeu adevărat. Prin urmare, partea a doua a Evangheliei ne spune că originea Mântuitorului este ca Fiul al lui Dumnezeu, născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, fără mamă, și Fiul al omului, născut în istorie, în timp și spațiu, din mamă, fără de tată. Și acum este ceva extraordinar. Nu ni se mai spune din Iisus s-a născut cu tare. Nu mai continuă. Pentru că Iisus a fost feciorelnic și nașterea întru Hristos este o altă naștere. Nașterea Lui inaugurează altă naștere. Nu din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu. Se nasc, adică, din Hristos, creștinii, un neam și El ales, care va cuprinde toate neamurile.
Se nasc cei care se nasc prin a doua naștere. Botezul creștin. Deci taina aceasta, care îi se descoperă prin Evanghelia aceasta un pic ciudată, este taina persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, Dumnezeu om, și a lucrării sale în lume. Numele Iisus a fost pus în mod oficial, nu de către Maria, că nu putea, ci de logodnicul ei, de Iosif, care avea dreptul să pună acest nume, dreptul legal, el fiind tatăl adoptiv, cum se credea, al lui Iisus, el i-a pus numele Iisus. Rostul sau rolul dreptului Iosif este unul extraordinar de important. El trebuie să fie în fața lumii cel care e tatăl lui Iisus. Așa spune evreii, nu știm noi pe tatăl său și pe mama sa. Deci în mod legal, în mod oficial, în mod public, Iosif apărea drept tatăl lui Iisus, dar era doar tatăl adoptiv. El știa asta, Iosif primul. Bine, Maria știa prima. Dar Iosif când a aflat aceasta? Când a vrut să o lase nascuns. El a văzut-o pe ea că era însărcinată și fiind un om drept, dar și bun, n-a vrut să o vădească, n-a vrut să o descopere lumii. A vrut să o lase nascuns. Și atunci i s-a arătat îngerul și a spus ce rol va juca el, Iosif, în tot ce va însemna nașterea lui Iisus și mai ales primele zile de după naștere. El va fi ocrotitorul lui Iisus și al Fecioarei Maria. Și aflând el că Iisus se naște cu o altă naștere decât cea obișnuită și primind însărcinarea să meargă la oficialități și să pună numele Iisus, iată că Iisus, care înseamnă Mântuitor sau Dumnezeu mântuiește, are ca tată adoptiv pe Iosif și ca ocrotitor al lui prunc fiind și al Fecioarei Maria, tânără fiind și neajutorată, ne gândim aici și la fuga în Egipt, la venirea din Egipt. Multe greutăți au întâmpinat. În fața oamenilor, cum spune Luca Evanghelistul, apărea ca tatăl lui Iisus, după cum se credea sau după cum se considera. Dar el știa adevărul, Fecioara Maria știa adevărul și adevărul acesta a fost descoperit de Iisus la 12 ani chiar de el. Când l-au căutat Iosif și Maria la templu, nu l-au găsit și Fecioara Maria îi reproșează: unde ai fost, ce ai făcut, iată, eu și tatăl tău te căutam. De ce era să mă căutați, zice Iisus, la 12 ani? Nu știați că în cele ale tatălui meu trebuia să fiu? Deci Mântuitorul la 12 ani are conștiința că tatălui nu este Iosif, ci este Tatăl Ceresc, este Dumnezeu Tatăl. Am răspuns, iubiți credincioși, la întrebările cine este Iisus Hristos? Încă o dată, Dumnezeu adevărat și om adevărat, desăvârșit, adică fără de păcat. Unde s-a născut? S-a născut în Betleem, cum știm. S-a născut din Fecioara Maria, prin lucrarea Duhului Sfânt. Și apoi a primit numele Iisus, deși Isaia îl numise Emanuel în profeția sa. Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu, va chema numele lui Emanuel, care înseamnă cu noi este Dumnezeu. Dar nu primește numele Emanuel, ci numele Iisus. Pentru că, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, faptele care urmau au dat numele celui care s-a născut din Fecioara Maria și prin lucrarea Duhului Sfânt, și anume faptele însemnau mântuirea, mântuirea întregii lumi. Cuvântul Iisus, aceasta înseamnă Dumnezeu mântuiește.
Cu noi este Dumnezeu, dar cum este cu noi? Mântuim. Iisus mântuiește, adică salvează, izbăvește lumea din moartea de care ar trebui să ne temem, de moartea păcatului care ne desparte de Dumnezeu. Moarte, iubiți credincioși, înseamnă să nu simți în inima ta, în forul tău cel mai adânc, prezența și lucrarea lui Dumnezeu. Să nu simți prezența și lucrarea Lui în lume, dar mai întâi în tine. De aceea noi trăim ce trăim. Drame peste drame, frici peste frici. Facem tot felul de scenarii despre viitor. Trăim într-o lume extrem de confuză, extrem de tulbure, extrem de anarhic organizată. Trăim în această lume și totuși creștinul adevărat, simțind acea prezență de care vă vorbeam, el are un punct fix esențial și știe că în lume necazuri va avea, dar îndrăznește pentru că are în inima lui, poartă în el, ca într-un vas, pe cel care îl salvează. Și simte acest lucru încă din lumea aceasta. De aceea Mântuitorul, repetate rânduri, când ucenicii erau înfricoșați, nu vă temeți, îndrăzniți, eu am biruit lumea. De ce sunteți fricoși? De ce vă temeți de boală? De ce vă temeți de moarte mai ales? Ucenicii au spus, Doamne, mulțește-ne credință. Să rugăm și noi pe Dumnezeu să ne mulțească credința, să ne mulțească răbdarea și mai ales dragostea de El și de aproapele nostru, pentru ca în felul acesta să întâmpinăm nașterea Lui, simțind încă din lumea aceasta că în peștera inimii noastre, în Betleemul nostru personal, s-a născut Cel care ne izbăvește, Cel care ne salvează. S-a născut Mântuitorul nostru personal și al lumii întregi. În acest Duh, în care noi deja simțim nașterea Lui în noi, putem prăznui cu adevărat Crăciunul. Crăciunul nu înseamnă o sărbătoare de familie. Nu este o sărbătoare în care ne adunăm în jurul mesei. Anul acesta, din ce în ce mai puțin. Nu înseamnă să umplem cămara ca disperați uneori de atâtea bunătăți, nemulțumind celui care ni le-a dat. Crezând că dacă avem bani în portofel sau în cont și scoatem cardul și luăm ce ne poftește inima și umplem cu nesaț, exagerat, cămările noastre cu multe bunătăți și ne așezăm la o masă bogată în jurul unui brad, am sărbătorit nașterea Mântuitorului. Am sărbătorit un Crăciun fără Hristos. Crăciunul cu Hristos se sărbătorește cu adevărat într-o pregătire. Vedeți că Dumnezeu a avut un plan de mântuire. Cu 2000 de ani înainte a ales un popor, înainte de nașterea sa. Și 2000 de ani, iată, 42 de generații la Matei, 77 de generații la Luca. Că și el are o genealogie, n-am vorbit anul acesta despre ea, ne spune că Dumnezeu a pregătit un neam și o lume întreagă prin niște oameni aleși. Și oamenii la rândul lor s-au pregătit așteptând izbăvirea. Și atunci, cum sărbătorești Crăciunul? Crăciunul care înseamnă nașterea atât de mult așteptată în timpul acela de oameni. Izbăvirea. Să vină Regele, să vină Mesia care ne izbăvește. A venit, nu l-au prea primit evreii, cei mai mulți, l-au primit neamurile, l-am primit și noi românii, dar iată că peste timp și special în ultimii 30 de ani, parcă mai mult și înainte, mai mult decât în perioada comunistă, am slăbit în credință. Trăim ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Și ne pregătim pentru un Crăciun în care El nu este prezent. De unde vă spun aceasta și constatați cu toți?
stăm la masa de Crăciun fără să participăm la masa Lui aici în biserică, la cina cea de taină despre care am vorbit duminica trecută. Prin urmare, nu venim la biserică pentru a participa la ce El ne-a chemat mai întâi. Veniți, iată, toate sunt gata. Veniți aici, în casa mea, la cina mea, la masa mea, unde eu mă dau ca hrană și ca băutură, pentru ca voi să aveți viață, dar în orice fel de viață, viață veșnică. Și apoi, stai la masă fără să te închini. Fără să îți dai seama că ce ai tu în fața ta e un dar. Este darul lui Dumnezeu. Și nu mulțumești după masă. Și spui că a trecut Crăciunul. Ai trecut pe lângă El. El a trecut și El pe lângă tine. Pentru că n-ai dorit să afli taina și să o trăiești, taina Crăciunului. Și taina Crăciunului este aceea că Dumnezeu mare se face copil și se naște nu într-un palat, ci într-o peșteră, într-un graj rău mirositor, arătând prin aceasta reaua putoare a patimilor care zac în peșterile și mai ales în grajdurile uneori, pentru că asta e realitatea, duhovnicește vorbind, a inimilor noastre. Așa sunt patimile rău mirositoare. Dar iată că pentru cei care s-au pregătit câtuși de puțin și au creat acolo un graj, o iesle, iată că iesle aceea curată, cu fân bine mirositor, cald, se naște și crește Cel care a venit să ne nască a doua oară și să creștem întru El, Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Pentru dumneavoastră, cei care Îl căutați, și pentru cei care Îl caută, neștiind că Îl caută, Hristos mereu este Cel care ne caută El mai întâi. Cei care răspund Lui află că El este într-adevăr Cel care îi va salva. Nu desfătarea trupească, care iarăși are nevoie de o dignă, după o masă copioasă, somn, mai bei mult, cum se întâmplă și iarăși ai nevoie să te refaci, te doare capul, știu eu, adică oamenii, vedeți, sărmanii și noi am fost cândva, poate, situația aceasta, nu înțeleg că, de fapt, sărbătorile sunt o chemare pentru salvare. Salvarea din chiara celui rău, care caută, prin orice mijloace, să ne ducă departe de gândul de Dumnezeu, departe de inima noastră profundă. Ori toate zilele acestea ar trebui să fie un prilej de meditație, pentru ca să ne apropiem mai mult de noi înșine. Să gătim acea iesle. Acea iesle. Acolo în grajdă. Adică chiar dacă suntem păcătoși și suntem. Chiar dacă suntem cu rugăciunea risipită și așa rugăciune avem. Chiar dacă venim la biserică așa cum venim mai târziu poate și nu suntem atenți, dar venim. Avem râvna aceasta. Pentru noi se pregătește acolo acea iesle. Și eu sunt convins că cei care trag de ei se silesc pentru a participa în casa lui Dumnezeu, la cina cea de taina Lui, simt prezența Lui. Cum? Pacea Lui. Liniștea, adică. Se așează parcă totul într-o stare de har care înseamnă pace, bucurie și râvnă pentru o rugăciune mai cu adevărat. Așa să ne ajute Dumnezeu să ne pregătim pentru ca vineri, dar și până vineri, cei care pot, să ne împărtășim din Cuvântul lui Dumnezeu mai mult, din iertarea păcatelor prin spovedanie cei care n-au făcut-o și cei care primesc dezlegare de la duhovnic prin Sfânta și Dumnezeiasca împărtășanie. Vă dorim să aveți pace de zile de să aveți parte de zile binecuvântate, sfinte, lăsând la o parte, măcar în aceste zile, televizorul, calculatorul, lumea aceasta cu ale ei. Să și le trăiască cum vrea, că are această
îngăduință de la Dumnezeu, noi creștinii avem lumea noastră, căutăm împărăția lui Dumnezeu, căutăm pe Iisus Hristos Mântuitorul și nu vrem, cu orice chip nu vrem, să ne despărțim de dragostea Lui. Nimeni nu trebuie să te despartă de dragostea Lui. Să nu îngăduiți aceasta, cu orice preț și până la capăt. Să fiți întru Hristos ca să sărbătoriți, într-adevăr, nașterea lui Hristos spre slava Lui și bucuria Îngerilor Lui și a noastră mântuire. Amin.